50 de moduri de a scăpa de ficat. Din când în când, cam la fiecare a treia zi de marți, apare un desert miraculos. Favorita ta, prăjitura Mondo cu înghețată. Dar pericolele așteaptă. După masa de prânz. Ficat, adevăr precis. Dar nimic nu merge și în plus sunt dezestrată cu un auz excepțional. Această situație cere diplomație, tact, gaz de intestine marca fasolerific, aroma, o mie de arome insportabile. Dacă nimic nu-l face să fugă, acesta îl va face... Va trebui să le scriu oamenilor delicați de la gaz de intestine și să le mulțumesc. Wow, gaz intestinal ardei, iute brânză cărnați, tare! Poftim? Nu știu ce s-a întâmplat. Ce altceva mai am în rucsacul meu de încredere? Aha! Lasoul meu de rodeo marca Belciug de Belciug. Planifici să te bați cu el? Știi cum fac toboșarii când aruncă bețele în sus într-una din acele mișcări ostentative? Când va face asta, voi prinde cu lasoul bețele de tobă când sunt în aer. Perfect! Nu poate să bată toba fără ele. Merge! Ah! Ah! Ah!
niciodată! A stricat capitanul Flamingo ziua în loc să o salveze? De neconceput! Sau este posibil? Aflați în continuare! Dacă îl deranjăm cu zgomotul pe fratele lui Tabita, nu va fi în stare să menține ritmul și va trebui să se ducă să exerseze în altă parte. Dar cum? Spărgând bariera sonică? Ceva în genul ăsta, poftim! Micile mele boxe comprimate cu sunet Mondo, marca comprimarea principală. Și pentru secțiunea de ritm, cimpoiul meu ultra zgomotos, marca Fusta cu mâncărime. Ta-da! Ca dirijor și director artistic, un sfat: fiți răi! Foarte răi! Îngrozitor de răi! Cei mai răi! Ce? Mult alegră! Funcționează! Este mult ciudat hipnotic. Nu mă pot opri. Nici eu. Deci ce spui? Am început în camere mici? Da, apoi ne facem drum sus către scenele mari. Super! Stați! Nu pot merge în turneu. Trebuie să-mi termin proiectul la biologie. Oh, bine. Hai, creier de pasăre, cum opresc acest zgomot îngrozitor? Formația Tobele Periculoase este în concert astăzi. Dacă îi spune fratele lui Tabita acest lucru, va înceta să mai bată din topă și va pleca. Ce este aceea, creier de pasăre? Tobe Periculoase, astăzi! Inteligent! Dacă îi spun despre pericolul tobelor, va renunța astăzi. Incinezitatea acestui băiat o să ia întorsături ciudate. Hei, tu de acolo! Da, tu, adolescentul! Am fost trimis ca serviciu public să te avertizez în legătură cu pericolele bătutului la tobă în exces. Spune-mi, ți se întâmplă de să ai cum să zic eu, într-un mod delicat, gaze? Oh, da? Am crezut că sunt cârnați cu ardei, iute și brânză. Ei bine, dacă tu crezi că e rău, uită-te la ce se întâmplă cu ficatul tău dacă nu-ți schimbi obiceiurile de a bătea la tobă în exces. Wow! Trebuie să reziști dorinței de a bătea din nou la tobă în exces. De fapt, sfătuiește-te cu sora ta în legătură cu un program de bătut la tobă. Wow, mulțumesc, omule! Ne-ai salvat ficatul, poate chiar viața, bătrâne! În sfârșit, gata cu muzica de flaut! Grozav! Interpretarea ta despre doctor? Frumos! Costumul, utilizarea inteligentă a suportului... Maia! Unde ești? Acela nu este suport, este mâncarea mea. Nu pot face asta, pur și simplu nu pot. Nici eu nu l-am terminat, al meu. Nu știu ce-i cu mine. Zgomotul de afară mi-a dat așa o durere de cap. Și tu arăți chiar mai rău decât mine. Adevărat? Adică, așa e? Dar poate că prăjitura cu ghețată Mondo ne va face să ne simțim mai bine. Ia zi!
Aș spune, este exact ceea ce a recomandat doctorul. Să aduc niște șervețele. Capitanul Flamingo are grijă de copilași într-un mare stil.